30 km la hora pentru numărul de concurs 42. Laszlo Miklos cu echipierul lui István Szabó. Merge foarte bine și Laszlo, să vedem ce reușește în prima tură jurizată. Inițiere după, un pic după scaunele Motul și aproape că scapă acolo mașina Laszlo. Reușește să revină pe trasa ideală, ridică al doilea steag și din păcate face spin. Tură care nu se va consolida, ne bazăm pe următoarea. ...22 km/h la ieșirea din primul viraj. Laszlo Miklos, tot târziu a inițiat și totuși a intrat destul de tare, puțin cam prea tare în prima curbă. Spin în a doua și a pierdut, cred că, puțin concentrarea. 3 curbi de aer proaspăt și mai multă atenție la următoarea tură pentru Laszlo Miklos Mureș. ...3-0 a fost viteza la această tură. Haideți să vedem. Ultima tură pentru Laszlo, nu cred totuși că va avea probleme să se califice în top 16. Emoțiile cresc că de-abia după aceea, când se va da în tandem cu unul dintre ceilalți drifteri calificați și atunci prima eliminare vor rămâne în concurs cei mai rapidi și cei mai tehnici drifteri. ...33 km/h la ultima tură jurizată a lui Laszlo Miklos, care este așteptat acum la padocuri și ne pregătim pentru următorul pilot. Alexandru Pogodar sau Motonic, un Skyline cu peste 400 de cai putere. Pleacă Alex. Tura de acomodare nu forțează. Thank you.